Această citesc un verset și în această dimineață doresc ca Dumnezeu continuare să lucreze în viața noastră, prin Duhul Sfânt să ne învețe, să ne dea lumină și aș vrea ca să încep cu acest verset din Psalmul 25 cu versetul 8. Domnul este bun. Și dacă ar fi să mă opresc la versetul, la această parte a versetului, mi-ar place la toți ca să rămân așa. Dar aș vrea să continui și apoi să spun de ce ne-ar place. Domnul este bun și drept. De aceea arată El păcătoșilor cale. Și vreau să citesc și următorul verset. El face pe cei smeriți să umble în tot ce este drept. El învață pe cei smeriți calea sa. Amin. Suntem în această dimineață aici, în casa Domnului, și dacă facem parte din această categorie, smeriți, Dumnezeu ne va învăța. Și vreau să ne învețe, ca de fiecare dată, că de fapt ăsta e scopul lui Dumnezeu față de creatura sa, față de creația sa, față de noi toți. Să ne învețe să umblăm în tot ce este drept. De ce? Că El e drept. Și am spus că ne-ar place să fie doar bun. Și când spun asta, mă refer începând la categoria cea mai mică până la cei mai în vârstă. Cum vine asta? Ne-ar place copilor lui să aibă niște părinți buni, care să le permită să facă tot ce vor. Să mănânce ce vor, să umble unde vor, să facă ceea ce vor ei. Ăia sunt socotiți părinți buni. Uitați-vă dumneavoastră la copiii mici, cum se aripesc de asemenea persoane și cum aleagă repede în brațele tatei sau mamei, dacă știe că mama sau tata totdeauna răsfață, totdeauna, da, să nu-i nicio problemă. E natura noastră umană. E noi această dedință. Să vrem ca cei cu care avem de face să fie buni. Să fie permisivi, toleranți, să facem ce vrem. Așa vor copiii mici. Dar oare noi suntem diferiți? Nu. Avem profesori la școală. Mergem la școală și de multe ori ne plângem că profesorii nu sunt buni. Și când suntem întrebați sau când întrebăm de ce nu-i bun? Păi, la altă clasă au alt profesorul, pe ei lasă să vorbească, să testeze în timpul orei, să facă ce vor. Ăla e profesor bun. Și tânjim, și tânjesc din ei să aibă asemenea profesor. Și noi ne dorim în biserică să fie învățători buni și buni învățători săia care spun, mergem direct spre rai. Direct suntem pe calea Domnului. Haideți să sărim de bucurie și să facem ce vrem, că Domnul e bun. Și în toate situațiile ne-ar place ca în fața noastră să avem de-a face cu persoane și mai presus de toate să știm că avem un Dumnezeu bun și gata. Să închidem cortina și să noi să ne vedem de viața noastră și să mergem mai departe mângâindu-ne și amăgindu-ne crezând că Domnul e doar bun. În această dimineață este un cuvânt, așa cum confirma și fratele mie ce la început, este un cuvânt foarte categoric. Este un cuvânt foarte dur și poate greu de primit de noi. Dar dacă stăm să ne gândim când mergem la doctor, nu spunem intrând în cabinet, vin la tine ca să-mi dai tratament, dar cu o condiție. Nu-mi dai medicamentele care să guste rău, nu-mi dai injecții care să doară, nu-mi dai un tratament care să mă deranjeze, dar vreau să mă faci bine. Ce-ar face acel doctor? Ți-ar deschide ușa politicos și-ar spune, drum bun, du-te la altul. Eu nu sunt capabil să-ți îndeplinesc această condiție. La fel, dacă ar fi de parte spirituală, ne-ar place de fiecare duminică sau de fiecare dată când deschidem cuvântul Domnului să fie promisiuni, binecuvântări și promisiuni peste promisiuni și noi să fim foarte bine pe drumul nostru. Dar nu e așa. Nu e așa. Pentru că Domnul este bun și drept și Dumnezeu are gânduri de pace și nu de nenorocire. Știți când un părinte nu-i bun, în adevăratul sens al cuvântului, când lasă pe copil de capul lui, când nu-l mustră și vă aduc înainte o imagine, Eli era preot, era pus de Dumnezeu acolo și în situații în care copiii lui, proprii lui copii, nu făceau ce-i place Domnului, Eli s-a rezumat doar la spune, nu-i bine copiii mei, nu-i bine copiii mei și cu atâta tot. Și nu ne-a vrut binele, pentru că într-o zi Dumnezeu a luat atitudine și a spus, voi nimici pentru totdeauna casa lui Eli și pe Eli însuși, pentru că nu a mustrat, n-a certat copiii săi. Dar a fost un părinte bun, dar Dumnezeu nu a fost de acord cu asta. Pentru că Dumnezeu vrea să folosească acești copii pentru slava Lui. Voia să-i vadă cu adevărat niște preoți în continuare după ce Eli avea să plece. Și în această zi avem în fața noastră un cuvânt care începe, așadar omule, oricine ai fi tu,
Și Dumnezeu nu face excepție de nimeni, nu face abstracție de nimeni, pe nimeni nu exclude din calculul lui. Că e bogat, că e sărac, că e tânăr, că e bătrân, că e român, că e rom, că e ungur, că ce vreți dumneavoastră. În acest cuvânt vom vedea că sublinează acest lucru chiar în versetul ultimul care l-am citit. Înaintea, versetul 11, înaintea lui Dumnezeu nu se are în vedere fața omului. Noi suntem tentați de multe ori să ne raportăm la cei din jurul nostru funcție de gradul lui, de poziția lui, de cine e, cât de popular, cât de vedetă e. Înaintea lui Dumnezeu, dragii mei, așa ceva nu funcționează. Înaintea lui Dumnezeu nu se are în vedere fața omului. Indiferent cine sunt, că pot să fiu, cum am spus mai înainte, fiu de preot, că pot să fiu din biserica cea mai, cea mai, la nivelul cel mai înalt de sfințenie, care poate știu ceilalți, așa cum poate merge numele la anumite biserici, sau din familia cea mai, înaintea lui Dumnezeu se ia în mod individual. Suntem aici în adunare, dar toată adunarea aceasta nu formează toată adunarea biserica. Nu e toată biserica, cu toate că am vrea să fie așa. Și Dumnezeu ar vrea să fie așa. Dar înaintea lui nu se are în vedere fața omului. Domnul este bun, dar Domnul este și drept. Și în această dimineață, chiar acest cuvânt al Apostolului Pavel, însuflat de Duhul lui Dumnezeu spre biserica din Roma, le spune, chiar dacă nu i-a văzut niciodată, imaginați-vă, un om care vrea să meargă în vizită, ce carte de vizită a primis, nu? Ce ușă deschisă și așa procurat el și-a asigurat. Când începe cu cuvinte foarte categorice, dacă vom citi epistola către romani, vom vedea, Pavel e foarte direct. De ce? Pentru că era un învățător după voia Dumnezeu. Și aș vrea ca Dumnezeu să ne ajute pe fiecare, la rândul nostru, să fim învățători după voia Dumnezeu pentru viața noastră. În primul rând pentru viața noastră. Pentru că textul în această zi, chiar aceasta, se referă. Și cu ajutorul Domnului vom vedea că dacă avem de-a face cu un Dumnezeu drept, să nu uităm că Dumnezeu mai întâi de toate a fost și bun. Avem de-a face cu un Dumnezeu care ne-a creat, imaginați-vă, dacă putem să pătrundem această frumusețe, ne-a creat după chipul și asemănarea sa. Am zice noi, cine să mai aibă casă ca și mine? Cine să aibă mașină ca și mine? Și am vrea să fim noi unicați, să fim unici în lumea aceasta. Să n-aibă nimeni ca și noi, să nu fie nimeni ca și noi. Și Dumnezeu, din dragostea lui, din nemărginită, a spus să facem. O, după chipul nostru și după asemănarea noastră. Era suficient Dumnezeu, El însuși. N-avea nevoie de cineva. Și mai ales de cine? Încăm să ne gândim. Am zice noi că și-a dat bătăi de cap, nu? Și-a complicat, dacă putem să spunem, toate lucrurile în univers, făcând pe om. Știind ce are să facă omul. Și totuși, avem în față un Dumnezeu plin de măreție și sănătate. Să facem om după timpul nostru. După asemănarea noastră, mai mult. Îi creezi omului o mulțime, o varietate de frumuseți care să-l îmbucure, care să-i presalte inima, care să-l încânte, să se bucure de tot ceea ce eu i-am dăruit. Și nu numai atât, îl fac și stăpân. Și a spus Dumnezeu, el să stăpânească. Suna dictator? Suna un Dumnezeu rău? Suna un Dumnezeu dur? Căruia inima nu este sensibilă? Ce spune acest lucru decât un Dumnezeu extraordinar? Nu putem pronunța, nu putem să exprimăm în cuvinte frumusețea Dumnezeului pe care îl avem noi. Și Moise, la un moment dat, a stat în fața poporului și a zis, care popor a avut sau are un Dumnezeu ca așa nostru, care să fie întotdeauna atunci când îl chemăm aproape de noi? Un Dumnezeu care să ne poarte de grijă. Un Dumnezeu care să ne ia de mână în privilegia asta, pe lângă că i-am întors spatele, că i-am nisocotit cuvântul, el totuși să se plece spre noi și să ne ia de mână și vrea să ne ducă înapoi în paradisul pierdut. Care popor? Care Dumnezeu poate fi pus alături de Dumnezeul nostru, singurul, viu și adevărat?
Vreau Dumnezeu să facem sau să ne încânte această frumusețe a Dumnezeului nostru. Pentru că de multe ori, chiar ca și tineri fiind, avem impresia că Dumnezeu vrea să ne reducă la o viață de deprivațiune, la o viață de robi, la o viață lipsită de bucurie și de fericire. Și e cu totul departe de adevăr acest lucru. Aș vrea ca să ne îndrăgostim de acest Dumnezeu, să înțelegem că Dumnezeu, din începutul planului Său, a vrut creația Lui să fie fericită, să se bucure și nu numai atât, să stăpânească peste tot ce a creat și nu numai atât, să aibă părtășie în fiecare zi. Adică să aibă relație cu creația Sa. Nu să lase, să zică, da, dar ți-am dat, te-am asigurat, descurcă-te, finanțează-te, fă ce vrei tu, cum te descurci, așa o să fie de tine. Nu! În fiecare zi, chiar în fiecare clipă, Dumnezeu era aproape și vrea să fie aproape de ființa creată de om. Avem un Dumnezeu bun? Sunt puține cuvinte care pot să o scrie, care să descrie frumusețea bunătății, a dragostei Sale. Un Dumnezeu care vrea să împartă cerul cu noi. Un Dumnezeu care vrea ca să fim cu El o veșnicie. Nu doar să gustăm. Aici gustăm. Și de ce gustăm aici? Că am vrea să fim aici fericiți. Dacă am fi aici fericiți, nu ne-ar mai trebui cerul. Dar aici ne dă doar să gustăm fărâme din frumusețea cerului. Fărâme din dragostea, din bunătatea Sa, să vedem frumusețea Lui. Dar nu în sens desăvârșit. Și Apostolul Ioan a spus, acum vedem un chip întunecos. Acum suntem în limitele acestea umane, pentru că acum suntem la școală. Acum suntem în vremea, în perioada în care noi facem alegeri, în care noi dăm examene, în care noi trebuie în fiecare zi să revenim la școală. În fiecare zi, dacă Dumnezeu decide să redăm un alt examen, pentru că vrea să ne calificăm pentru cer. Și dacă noi vrem, în fiecare zi zicem, vreau să merg la școală. Și în fiecare zi mă adresez lui Dumnezeu, zic, Doamne, vreau să fiu smerit, învață-mă calea Ta. Vreau să umblu în ce este drept. Vreau să-ți fiu plăcut. Vreau să călătoresc cu Tine. Ești un Dumnezeu extraordinar, ești un Dumnezeu atât de bun. Vreau să merg cu Tine până la capătul vieții. Și atunci când cântăm noi cântarea, Iisuse al meu, tovarăși spun, din zorii tinereții, cu Tine eu călătoresc. Până la sfârșitul vieții, oare simțim această cântare, cântăm din toată inima, îl dorim pe Dumnezeu alături de noi și atunci când am vrea să facem ce vrem noi și ne-am vrea Dumnezeu să nu vadă. Atunci vrea Dumnezeu să nu fie prezent acolo, la decizia noastră, la ceea ce facem noi. Oare cântăm și atunci? Eu călătoresc cu Tine? Vreau să călătorești cu mine? Vreau să fii cu ochii pe mine? Să vezi fiecare gând al meu. Să-L analizezi tu, să-L cercetezi. Să vezi fiecare decizie a mea. Fiecare pas care vreau să-L fac. E bine, nu-i bine, îți plăcut ție. Așadar, omule, oricine ai fi tu, începe Apostolul Pavel. Și continuă mai departe. Care judeci pe altul, nu te poți dezvinovăți, căci prin faptul că judeci pe altul, te osândești singur, fiindcă tu, care judeci pe altul, faci aceleași lucruri. Aici Apostolul Pavel, când se adresează cu aceste cuvinte, se adresează unor oameni care deja, hai să zicem ca și noi, deja aveau legea lui Dumnezeu. Se adresează poporul Israel la cei care l-au cunoscut pe Dumnezeu. Ascultați! Tu judeci pe altul. Ca să judeci pe cineva, pretinzi ești în măsură ca să discerni ce e bine și ce e rău. Un judecător care este acolo, la Curtea Supremă sau unde la tribunal, ăla merge acolo ca a zis, vreau și eu să fiu judecător. Da, depun CV-ul și devin judecător, oricine să vină cu cauze. Nu merge așa ceva. Trebuie să cunoască foarte bine toate codurile. Să știe, atunci când aude cauză, când vin martor, când cu orice situație se confundă, nu sunt domeniul și de-aia nu mă lansez mult, dar vreau să spun judecătorul ăla, îl stăpânește mai bine decât oricine în sală. Tot ce se întâmplă. Și atunci când dă o sentință, el cunoaște ceea ce face. El are totul în cunoștință. Toată baza e la îndemână, la degetul mic. Și oamenii aceștia erau în această postură. Au ajuns la un moment dat că au primit legea lui Dumnezeu prin Moise.
și cunoșteau legea. Și la un moment dat Domnul Iisus are de-a face cu această tabără religioasă. Farisei, și aș vrea ca să încercăm să vedem cum Dumnezeu i-a abordat pe acești oameni. În Matei, în capitolul 23, dacă ne uităm aici, ascultați ce spune despre ei. Ei leagă sarcini grele și cu nevoie de purtat și le pun pe unii oamenilor, leagă sarcini grele. Adică erau în stare să fac un bagaj, să spună, să faci asta, bun profesor, bun învățător, dar ei nici cu degetul nu vor să le miște. Toate faptele lor le fac pentru ca să fie văzut de oameni. Nu o să citim tot capitolul, doar spicuim puțin să vedem cam în ce stare erau acești oameni sau această categorie. Spune, vai de voi, 27, versetul 27 din Matei 23. Vai de voi cărturași și farisei fățarnici, pentru că voi sunteți ca mormintele văruite care pe din afară se arată frumoase, iar pe dinăuntru sunt pline de oasele morților și de orice fel de necurăție. Tot așa și voi pe din afară vă arătați neprihăniți oamenilor, dar pe dinăuntru sunteți plini de fățărnicie și de fără de lege. Și vom vedea mai departe, continuă, cu aceeași reproș, cu aceeași mustrare a Domnului Iisus și spune versetul 31, prin aceasta mărturisiți despre voi înșivă că sunteți fiii celor ce au omorât pe proroci. Oameni care știau legea, dar care nu o trăiau. Și spune Apostolul Pavel, tu poți să judeci, dar dacă și faci același lucru, nu te poți dezvinovăți. Nu poți să te argumentezi, pentru că Dumnezeu nu vrea să știm, ci vrea să fim. Dumnezeu nu vrea ca să avem în la degetul mic, să zic, în cunoștința noastră, să stăpânim cartea lui Dumnezeu. Dacă nu trăim, este nimic, este o osândă pentru noi. Și Apostolul Pavel la un moment dat spune, cine a știut să facă voia lui Dumnezeu și n-a făcut-o, va fi bătut cu multe lovituri. Și cine n-a știut-o, va fi bătut cu mai puțin. Chiar Domnul Iisus spune, vreau ca să corectez lucrul acesta. Ce vreau să spun cu asta? Cuvântul din această zi, în mod deosebit, se adresează la oameni care cred că dacă știu, că dacă spun că ăla e așa, că celălalt e invers, pe dincolo, pe dincoace, și toți sunt răi, nimeni nu-i bun, și arătăm, în special noi, ca și credincioși, din păcate, de multe ori arătăm cu degetul mare spre societate și spunem, ăla e un stricat, ăla e un vai și amar, direct se duc în fundul iadului. Și vă aduc înainte imaginea fariseului și a vameșului care s-au dus la templu să se roage. Amândoi s-au dus să se roage. Și fariseul zice că stau în picioare. Și a început să zică, Doamne, îți mulțumesc că eu sunt, că eu fac, eu nu sunt, în final spune ca și ăsta. Și cam asta e tendința noastră. Pentru că noi ne uităm la lucrurile mari, criminale, stricat, destrăbălat, desfrânat, o listă din aia neagră, că noi spunem. Și uităm că e o listă tot la fel de vinovată, cu lucruri mai micuțe, dar tot păcate, tot urăciune înaintea lui Dumnezeu. Și noi acuzăm și arătăm cu degetul și condamnăm de multe ori. Și nu uităm și uităm de multe ori că noi putem așa de ușor să ne găsim în aceeași categorie de oameni. La urma urmei sunt doar două categorii de oameni. Oameni care trăiesc cu Dumnezeu, oameni care îl iubesc din toată inima lor și oameni care vorbesc despre Dumnezeu, oameni care par să fie religioși, dar sunt aceeași categorie cu cei care nici măcar nu merg la adunare, nici măcar nu citesc Biblia, în aceeași categorie. Cuvântul Domnului spune în această zi, sunt doar două categorii. Nu este o a treia, cei care sunt pe linia gri, cei care sunt și, nu. Pilda celor 10 fecioare este foarte clară și Domnul Iisus însuși a rostit-o și a spus, împărăția cerurilor se aseamănă cu 10 fecioare. Toate și-au luat candelele, toate așteptau primirele și toate aveau aceeași țintă, același țel, să vină mirele și să meargă cu el. La fel și în ziua de azi, pot să fie o mulțime de oameni și în această amestecătură, toți pot să spună că vor să meargă în cer. Toți pot să spună că au aceeași parte. Revin la această categorie de oameni care unii se pretind creștini, unii se pretind credincioși și alții cu adevărat sunt.
dar nu putem să distingem noi acum. Distingerea o face Domnul Iisus la sfârșit. Și spune în această pildă a celor 10 fecioare că diferența a fost atunci când a venit mirele, cine a intrat cu el și cine n-a intrat. Și atât de dragic a fost că toate credeau că vor fi cu mirele. Diferența a fost când nu toate erau pregătite. Aș vrea ca Duhul Dumnezeu în această zi să ne conștientizeze că Dumnezeu este bun, dar Dumnezeu este și drept. El a lăsat acest plan al mântuirii pentru toți oamenii și toți oamenii pot să fie mântuiți dacă acceptă în viața lor cuvântul lui Dumnezeu. Și acum o întrebare care poate să se ridice, ce se întâmplă cu oamenii care n-au auzit de cuvântul lui Dumnezeu? Au trăit de-a lungul istoriei generații de oameni care nici măcar n-au auzit. N-au fost confruntați cu Evanghelia, cu ei ce va fi. Și aș vrea ca să privim foarte repede la modul în care Dumnezeu se face de cunoscut întregi omenii. Fiecare om care vede lumina soarelui și la un moment dat poate să perceapă lucrurile, să le înțeleagă, are de-a face cu revelația lui Dumnezeu. Adică atunci când te uiți la un scaun, la o bancă, la un microfon, la florile astea, știi că în spatele lor este un designer și este un producător, nu-i așa? N-au apărut dintr-o dată aici. Asta vorbim de lucrurile făcute de noi. E absurd ca să spun, păi, ce fi cu asta aici? Cum au apărut? Ar fi o nebunie să pretind lucrul ăsta. Că n-a fost cineva în spatele lor care le-a gândit, care le-a realizat. Și eu mă minunez. Dar zic, vai, ce priceput. Ce bun a fost creatorul ăla care le-a gândit. Parcă sunt adevărată, spunem de multe ori. Asta îmi spune ceva. Că fiecare om, când deschide ochii în lumea aceasta și pricepe lucrurile ce care îl înconjoară, ceea ce vede în jurul lui, de bunoară soarele. În această dimineață, așa că vom punta privire. Pentru că nu numai că ați văzut pe geam că e cald, ați ieșit afară și ați văzut chiar cu adevărat, e ca o zi de primăvară. Și nu poți să rămâi insensibil, dar poți să ieși afară supărat, nervos, și nici soarele să nu te mai facă să admiri, să te impresioneze. Nimic. E jurul tău. Și poți să treci pe lângă. Mergi, vezi niște flori frumoase pe câmp și calci pe ele și te distrezi strivindu-le sub picior. Acum se poate face lucrul acesta. Și se întâmplă. Și vom citi în capitolul 1 că exact asta se întâmplă. Dar ceea ce ne înconjoară, mediul înconjurător și mai ales astăzi, cu tehnologia care o avem, care pătrunde dincolo de ce poate vedea ochiul liber, ce se vede sub microscop, ce se vede cu luneta și alte aparate care nici nu le cunosc pe toate. Asta poate dă mai mult argument că în spatele tuturor lucrurilor este un creator, nu-i așa? Haideți să citim în Romani, în capitolul 1. Asta e prima categorie pe care o să vorbim acum. Pentru că e important să vedem, măi, ce se întâmplă cu oamenii ăștia? Parcă mi-e milă de ei, îi compătimesc, chiar ei n-au avut harul. Și noi de multe ori ne vedem hăruiți, supradotați cu harul Dumnezeu și ne gândim și alții săraci, n-au auzit de Dumnezeu, vor merge în iad. Oare să fie așa? Hai să vedem ce spune Biblia. În versetul... Hai să începem de la 18. Capitolul 1 din Romani. Mânia lui Dumnezeu se descopere din cer împotriva oricărei necinstiri a lui Dumnezeu și împotriva oricărei nelegiuiri a oamenilor care, înțelegem cuvântul, înnăbușă, ce înseamnă înnăbuși. O oală, de exemplu, când e pe foc, eu pot să pun un capac și să înnăbuș. Ceea ce e acolo. Dacă văd o floare frumoasă, pot să o înnăbuș. Ce fac? Pun o pătură pe ea și aia nu se mai dezvoltă și nu mai văd. Păi nu mai văd dacă am înnăbușit-o. Oameni care au înăbușit în mod intenționat, în mod conștient, adevărul în nelegiuirea lor. Cu alte cuvinte, vreau să-mi trăiesc viața cum vreau, nici nu cred că există Dumnezeu, de fapt nici nu mă interesează dacă există Dumnezeu. Sau, în cel mai, să zic, bun caz, unii caută argumente să dovedească că nu există Dumnezeu, cu alte cuvinte, să poată să facă ce vor ei. Cu toate că adevărul rămâne adevăr. Dumnezeu rămâne Dumnezeu, Dumnezeu rămâne drept, judecata va fi judecată. Nimeni nu poate să se sustragă de la judecata lui Dumnezeu. Va fi o zi de confruntare a tuturor oamenilor cu Dumnezeu. Dar diferența va face, următoarea va fi diferența. Cei care l-au iubit pe Dumnezeu și l-au slujit,
au trecut din moarte la viață. Și spune Domnul Iisus, cine crede în mine, și vreau să citesc din Ioan, în capitolul 3, vorbim cu Nicodim, Domnul Iisus spune în versetul 17, Dumnezeu în adevăr n-a trimis pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca lumea să fie mântuită prin El. Oricine crede în El nu este judecat, dar cine nu crede a și fost judecat, pentru că n-a crezut în numele singurului Fiul al Dumnezeu. Și judecata aceasta stă în faptul că odată venită lumina în lume, adevărul, oamenii au iubit mai mult întunericul decât lumina, pentru că faptele lor erau rele și vreau să rămână acolo întuneric. Dumnezeu a trimis pe Fiul Lui ca să mântuiască lumea. Perioada care o trăim acum nu e o perioadă de judecată, dar Dumnezeu deja a judecat pe oameni, pentru că El cunoaște în avans. El știe ce voi face eu din momentul în care am văzut lumina zilei până în momentul în care voi închide ochii. El cunoaște toate faptele mele și pe bună dreptate mă poate judeca. El e omniscient. El cunoaște totul. El vede totul. Înaintea Lui totul e gol și descoperit. Și spune, cine, oricine face rău, urăște lumina și nu vine la lumină ca să nu-i se vădească faptele. Și acum revenim la Roman 1, unde am rămas. Înăbușe adevărul în nelegiuirea lor. Fiindcă, și ăsta e argumentul pe care nimeni nu-l poate nega, ce se poate cunoaște despre Dumnezeu? Nu totul. Oamenii ar vrea să-L vadă pe Dumnezeu față în față. Dar cuvântul Domnului spune doar o parte. Însă și Moise, care era cel mai bun om de pe fața Pământului, și chiar Dumnezeu afirmă despre el, nu tot așa e cu Moise ca și cu ceilalți oameni, cu el vorbesc gură către gură, și când Moise îi cere Dumnezeu, Doamne, vreau să-ți văd slava, o zis Dumnezeu, nu pot să-mi vezi fața, că nu există om care să-mi vadă fața și să trăiască. Și cuvântul Domnului spune, ce se poate cunoaște despre Dumnezeu, le este descoperit prin ei, căci le-a fost arătat de Dumnezeu. La cine? La toți oamenii. Aceasta revelație este o revelație generală pentru toți oamenii. Nimeni nu poate să zică, eu n-am știut, eu am fost rupt de conectat de realitate. Nu va exista un om care să stea în fața lui Dumnezeu și Dumnezeu să nu poată fi drept cu el în judecata care o va face. Și spune mai departe, detaliază Apostolul Pavel, în adevăr, în sușirile nevăzute, te uiți la soare și ai vrea să vezi cine l-a făcut, nu poți să-l vezi pe Dumnezeu. Dar vezi creația lui. Te uiți la pomi, la flori, te uiți în jurul tău, la anotimpuri, la regularitate, la atâta precizie și armonie care e în universul ăsta. Însușirile nevăzute ale lui Dumnezeu, puterea lui veșnică și dumnezeirea lui se văd lămurit de la facerea lumii. Când te uiți cu băgare de seamă la ele în lucrurile făcute de el. Așa că nu se pot dezvinovăți. Cum a spus, pot să pun ceva? Să nu mai văd. Zic, nu este. Dar dacă te uiți cu băgare de seamă, nu mai poți nega. Dacă te uiți în jur, nimeni nu va putea în ziua aceea să spune, eu n-am știut că există. Și vom vedea că mai există un lucru care dă mai multă notă și mai mult argument în fața dreptății lui Dumnezeu. El e bun și sublinez lucrul ăsta. Și este o perioadă de îndurare și de har. Dumnezeu n-a trimis pe Fiul Său să judece lumea, ci lumea să fie mântuită prin El. Ăsta e scopul actual al lui Dumnezeu, să mântuiască cât mai mulți oameni, dar nu le constrânge inima. Nu intră în libertatea omului, ci lasă să aleagă cu toate dovezile astea. Și spune mai departe, ce au ales oamenii, cei mai mulți oameni? Și știm în istorie cum Dumnezeu a trebuit să intervină în momentele în care nelegiuirea a ajuns la culme. Și Dumnezeu trebuia să schimbe firea istoriei din nou, la potop. Apoi când poporul Israel a intrat în Canaan, spune la Avram, nelegiuirea moriților rău și a atins încă vârful. Și au mai trecut 400 de ani și Dumnezeu a hotărât să-i nimicească. Și așa a intervenit Dumnezeu din când în când în istorie. Dar n-a nimicit complet rasa umană. De ce? Că Dumnezeu lasă aceste dovezi, aceste argumente, aceste însușiri ale Lui pentru toți oamenii. Și spune ce au ales oamenii. 21. Fiindcă măcar că au cunoscut pe Dumnezeu, nu L-au proslăvit ca Dumnezeu. Nici nu I-au mulțumit. Vedeți de ce e important să proslăvim în fiecare zi pe Dumnezeu? Dacă nu proslăvim și nu ne închinăm Lui, dacă nu-i mulțumim, dacă nu-L admirăm pe El și nu-i admirăm ceea ce El a făcut și să spunem, Tu ești Dumnezeu,
vom ajunge să ne admirăm pe noi. Vom ajunge să admirăm pe cei din jurul nostru și vom ajunge să căutăm să punem preț pe lucrurile astea și vom ajunge să nici nu ne mulțumim. Devenim și nemulțumiți în același timp față de noi. Începem să descoperim că sunt lucruri pentru care ne dă foarte mare motiv să nu mai fim mulțumiți. Și lucrurile merg, se degenerează. Ci s-au dedat la gândiri de șarte și inima lor fără pricepere. Pentru că unde nu mai e Dumnezeu, nu mai e lumină. Unde nu-i Dumnezeu păstrat, nu mai poate fi nimic bun. Totul se deteriorează, se degradează. S-au fărit că sunt înțelepți. Și uitați-vă, e realitatea care o trăim și noi astăzi. Și au nebunit. Și apoi, începe omul, pentru că e în el, să se închină la ceva. Și își face el, își făurește. Dumnezeu care nu-i spune, hei, nu-i bine ce vrei să faci. Un Dumnezeu care nu intervine, un Dumnezeu care stă cu minte, unde l-ai pus, acolo stă. Dacă vrei, te duci, îl vezi, dacă nu, e de acolo. Au schimbat slava Dumnezeului de muritor într-o icoană care seamănă cu omul muritor. Păsări dobitoace cu patru picioare și târătoare. De aceea Dumnezeu i-a lăsat pradă necurăției să urmeze poftele inimilor, așa că își necinstesc singur trupurile. Și o stare tot mai degradantă. E ceva care, dacă nu mai există speranță pentru asemenea oameni, cu toate că Dumnezeu poate să învie chiar și din morți. Și spune mai departe că ce-au schimbat minciună adevărului Dumnezeu și-au slujit. Și s-au închinat făpturii în locul Făcătorului care este binecuvântat în veci. Amin. Din pricina aceasta Dumnezeu i-a lăsat în voia unor patimi scârboase, căci femeile lor au schimbat încredințarea firească a lor în una care este împotriva firii, tot astfel. Și bărbații au părăsit întrebuințarea firească a femeii, s-au aprins în poftele lor unii pentru alții, au săvârșit parte bărbătească cu parte bărbătească, lucruri scârboase și au primit în ei înșiși plata cuvenită pentru rătăcirea lor. Și acum vine al doilea argument. Bun. N-au văzut, n-au mai vrut să vadă ce e în jurul lor. Dumnezeu a pus în om ceva care nu poate să-l lase în ziua judecății să se argumenteze, să poată să se contrazică dreptatea lui Dumnezeu. Versetul 28. Fiindcă n-au căutat să păstreze pe Dumnezeu în cunoștința lor, Dumnezeu i-a lăsat în voia minților blestemate ca să facă lucruri neîngăduite. Și vreau să leg acest argument cu capitolul 2, versetul 14. Când neamurile, adică ce tare n-au auzit de Dumnezeu, măcar că n-au lege, fac din fire lucrurile legii, prin aceasta, ei care n-au o lege, își sunt singuri lege. Adică, zicem noi că n-au Biblia. Și totuși, e un cod de legi extraordinar. Te uiți în istorie și vezi cum au avut o bază morală și au ținut de această bază. De ce? De unde vine aceasta? Spune, ei dovedesc, versetul 15, că lucrarea legii este scrisă în inimile lor, fiindcă despre lucrarea aceasta mărturisește cugetul lor și gândurile lor, care sau se învinovățesc, sau se dezvinovățesc între ele. Și faptul acesta se va vedea în ziua când, după Evanghelia mea, Dumnezeu va judeca prin Iisus Hristos lucrurile ascunse ale oamenilor. Acum vă pun o întrebare. Dumnezeu care a creat pe om, care a făcut conștiința omului, acel barometru, acel, cum să spun, sistem de valori, a pus atâția senzori în această conștiință, încât omul să poată să distingă binele de rău, încât să poată să aleagă binele și după căderea în păcat să fie foarte greu să urmeze binele. Dar Dumnezeu a pus asta în conștiința omului, să știe atunci când minte. Uitați-vă la un copil mic, n-a citit Biblia niciodată și mi-a spus, vezi să nu minți, că nici nu-l pricepe bine. Și atunci când face un lucru nepotrivit, se ascunde, sau ascunde, sau minte. Știe că e nepotrivit. Aia înseamnă că se învinovățește și atitudinea lui, reacția lui, e una de vinovăție, nu? Și toți oamenii au această conștiință care Dumnezeu a lăsat-o. Așa că spune cuvântul Domnului, nimeni nu se va putea dezvinovăți. Și acum mergem mai departe. La textul citit de astăzi merge și mai departe. Oameni care cunosc cuvântul lui Dumnezeu. Oameni care au avut de-a face cu cuvântul lui Dumnezeu. Și vine Pavel și spune, oricine e pe tine,
Pentecostal, baptist, creștin după Evanghelie, din România, de unde vrei să zici că ești. Să fii din poporul Israel, ei se lăudau la un moment dat că ei sunt poporul ales. Dumnezeu nu are în vedere fața omului. Principiile lui Dumnezeu rămân în picioare și Evanghelia lui Dumnezeu se va armoniza foarte bine cu conștiința omului. Și spune Pavel, în ziua judecății după Evanghelia asta, și o să vedeți că nu e nicio contradicție. Dumnezeu n-a cerut în scris diferit de ce a pus în conștiință. A creat conștiința curată și ne-a îndemnat ca să urmăm, să-L păstrăm pe Dumnezeu în conștiința noastră. Dacă nu mai păstrăm, dacă umplem mintea noastră, conștiința noastră, cu murdărie, o fereastră, stropește, mergeți cu mașina acum când se topește zăpada. Spălați-o la cel mai frumos și la cel mai performant spălător. Și știți cu ea pe stradă, ce se întâmplă cu ea? Ce se întâmplă cu geamul? Păi am plătit atâția bani și toate e murdare, nici n-are rost. Cam așa se întâmplă și cu conștiința noastră. Caută mizeria să vină și să depune peste conștiința noastră și nu mai vedem Cuvântul lui Dumnezeu, nu mai vedem pe Dumnezeu, nu mai auzim, nu mai suntem sensibili. Decretorii parcă se strică, se așează și pe ei praful. Cei care lucrați în domeniul industrial știți că sunt multe mașini care sunt echipate cu senzor, receptor și emițător. Și în momentul în care îți bași bun acolo, imediat transmite că e pericol. Cineva a introdus ceva și poate să fie pericol de accident și se oprește mașina. De ce? E un detector. La fel Dumnezeu a pus în mintea noastră detector care ne avertizează. Semaforul. La ce servește? Să evităm accidentele. Du-te pe roșu. Ce se întâmplă? Sunt consecințe. La fel, noi avem conștiința noastră și trebuie să îi păstrăm pe Dumnezeu în conștiința noastră și avem un har și mai mare, dragii mei. Ne-a dat Dumnezeu cuvântul Său care vine să ne lumineze și mai mult. Să înțelegem mai în detaliu. Și dacă în Vechiul Testament spunea să nu ucizi, vine Domnul Iisus și spune, eu vă spun, oricine se mâine pe fratele său și zice prostule sau nebunule, un cuvânt îl pune Domnul Iisus egal. De ce? Pentru că Domnul Iisus a venit să întărească legea și mai mult să arate desăvârșirea ei, să arate de fapt care e sensul profund al legii, să arate că Dumnezeu, așa cum am auzit cântele de astăzi, ne îndeamnă să ne iubim și mai presus de toate să-L iubim pe El. Asta vrea Dumnezeu. Și aceasta să se realizeze, să se vadă, să se materializeze în ceea ce facem noi în fiecare zi. Și Apostolul Pavel spune, oricine ai fi, nu te poți dezvinovăți. Știm în adevăr că judecata lui Dumnezeu împotriva celor ce săvârșesc astfel de lucruri, cele citite în capitolul 1, care le-am citit, este potrivită cu adevărul. Și acum spune, și crezi tu, omule, care judeci pe cei ce săvârșesc astfel de lucruri și pe care le faci și tu, că vei scăpa de judecata lui Dumnezeu? Și dacă vom citi din Galateni, în capitolul 5, cum am spus eu la început, sunt lucruri majore și grave pe lista noastră. Și tot în aceeași listă, în aceeași categorie, sunt lucruri care noi le tolerăm de multe ori și le adăpostim bine în viața noastră și judecăm pe alții. Dar pe noastre le adăpostim și când vorba de noi, orice bine știm să ne argumentăm. Ce bine știm să ne apărăm cauza noastră. Și spune în Galateni, capitolul 5, spune versetul 19, și faptele fiii pământești sunt cunoscute. Adică ce se întâmplă? Ce realizăm noi în fiecare zi? Aia arată ce e noi. Aia arată ce ne determină acțiunile noastre. Și spune, sunt cunoscute și sunt acestea. Curvia, necurăția, desfrânarea, închinarea la idol, și aici când vorbim de închinarea la idol, sunt lucruri care pot să devină idol în viața noastră, vrăjitoria, vrăjbile, certurile. Le-am pune noi în listă, nu le-am pune, dar aceasta spre micuțe. Neînțelegerile, dezbinările, certurile de partide, pismele, invidiile, uciderile, bețiile, îmbuibările, mai ales aici. Și alte lucruri, că dacă ar fi închis lista, poate ne-am aciuit pe undeva, ne-am dat după ce am spus, mă, n-am găsit niciuna în viața mea. Și spune, altele asemenea cu acestea, vă spun mai dinainte, că cei ce fac astfel de lucruri, nu vor moșteni Împărăția lui Dumnezeu. Vrem să moștenim Împărăția lui Dumnezeu? Amin. Domnul să ne ajute pentru asta, să uităm că Dumnezeu este drept și înaintea lui nu se are în vedere fața omului.
Să nu uităm că avem de-a face cu Dumnezeu care cunoaște totul despre noi și ne vrea cu gelozie pentru El. Avem un Dumnezeu bun, un Dumnezeu care ne vrea cu orice preț să fim fericiți, nu doar aici, nu doar o umbră de fericire pe care diavolul o promite și spune că o oferă celor care sunt gata să-L asculte, ci o fericire deplină, o fericire veșnică. Și acum spune Apostolul Pavel în capitolul, versetul 4, răspunsul nostru, chiar ne pasă, chiar apreciem ceea ce este Dumnezeu pentru noi, ceea ce a făcut și face pentru noi, sau preferăm altceva, și spune versetul 4, sau disprețuiești bogățiile bunătății, îngăduințe și îndelunge lui răbdări. Nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? Nu asprimea lui Dumnezeu ne îndeamnă la pocăință. El ne-a copleșit și ne copleșește cu bunătăți. Suntem răi și de multe ori ieșirile noastre, reacțiile noastre sunt demne de păgân. Și de multe ori nu recunoaștem poate în ce situație suntem. Bârfim, ne tratăm cum nu trebuie unii pe alții. Nu dăm dovadă că suntem copii lui Dumnezeu de multe ori, spre rușinea noastră, așa cum spune Apostolul Pavel, zice, sunt unii care se poartă ca vrășmași ai lui Hristos, spre rușinea voastră, spune Apostolul Pavel, și noi ne asumăm și trebuie să recunoaștem. Și Apostolul Pavel spune, nu vezi tu că încă trăiești, că încă vii la adunare, că încă ai ce să pui pe masă, te bucuri de sănătate, ai loc de muncă, ai atâtea lucruri care poate nu te-ai gândit la ele. Nu le-ai visat. Aceste lucruri, pe lângă cel mai mare dar care a fost dat omenirii, mântuirea dată prin Iisus Hristos, toate acestea te îndeamnă la pocăință. Și acum tot Apostolul Pavel continuă și spune, e și cealaltă alternativă tristă pentru cei care trăiesc în păcat, pentru cei care poate consideră că alții și el e bine și nu caută să se pocăiască, să se curățe, să devină așa cum vrea Dumnezeu, să fie gata să fie luat atunci când vine Domnul Iisus. Spune sentința, dar întâi Dumnezeu dă șansă, întâi dă promisiuni și spune versetul 5, dar cu împietirea inimii tale, care nu vrea să se pocăiască, îți aduni pocămoare de demonie, pentru ziua mâinii și arătării drepte judecăți a lui Dumnezeu, care va răsplăti adunări după faptele ei. Scrie așa? Care va răsplăti fiecăruia în mod individual, așa că e un prajare pentru fiecare dintre noi. Nu te mai transtână și data, că ăla nu trăiește cum ar trebui, că ăla nu vorbește cum ar trebui, că ăla nu face ce ar trebui. Apostolul Ioan în Apocalipsa, știi ce spune? Nu m-am gândit la lucrul ăsta, dar îl spun pentru că e un cuvânt care se leagă foarte bine de ce a spus aici Apostolul Pavel, cu tristețe a rostit. Și Apostolul Ioan are la fel spune, versetul 11 din capitolul 22. Am spus, vreau să fie o încurajare pentru cei care vor să-L întâmpine pe Domnul Iisus, care vor să fie orice preț în curăția celor lor. Și spune, cine este nedrept, nu te poti cu nimic. Să fie nedrept mai departe. Lasă-L în pace dacă nu vrea să asculte. Nu o să poți! Doar acea persoană, dacă se lasă sensibilizat de Duhul Dumnezeu, poate să se ridice. Dacă nu, lasă-L în pace. Nu te potigni. Du-te pe calea pe care ai plecat. Cine este nedrept să fie nedrept și mai departe? Cine este întinat să se întineze și mai departe? Cine este fără prihană? Asta e încurajarea pentru noi. Vrem să fim fără prihană? Vrem să fim plăcuți Domnului? Apostolul Ioan, cel care era apostolul iubirii, spune să trăiască până la sfârșit. Și mai departe fără prihană. Și cine este sfânt să se sfințească și mai departe. Dragii mei, această epistolă a fost scrisă de Apostolul Pavel în special cu acest scop. Și dacă vom citi în versetul din capitolul 1, spune versetul 7. Deci vouă tuturor care sunteți prea iubiți, frumoasă adresare, nu? A lui Dumnezeu în Roma, chemați, pe asta se axează Apostolul Pavel. Asta e chemarea noastră, dragii mei, să fim sfinți. Și spune mai departe, har și pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru și la Domnul Iisus Hristos. Și aș vrea ca să mă opresc, vă mulțumesc pentru răbdarea care aveți. Eu am spus la fratele Mircea să mai
Dacă nu erau 7 minute, dar îmi pare rău, probabil. Să vedem că Dumnezeu are o judecată dreaptă, echitabilă și toți putem să avem parte de bucurie care primește tot Dumnezeu. Ne îndeamnă și astăzi bunătatea lui la păcăință. Totul atârnă de cum ne raportăm la bunătatea lui Dumnezeu. Vom da cu piciorul în ea? Vom continua să călcăm peste bunătatea lui Dumnezeu? Și Apostolul Pavel în Evrei, capitolul 2, spune: cum vom scăpa noi dacă ăia din vechime, care au primit numai un mesaj de la înger și dacă nu l-au ascultat, au fost pedepsiți, care au primit legea prin Moise, coborând de pe muntele Sinai, și cum cineva nu se supunea, era pedepsit. Zice, cum vom scăpa noi, zice Apostolul Pavel, bisericii, dacă stăm nepăsători față de o mântuire așa de mare? Și asta ar trebui să fie semnal de alarmă în mintea mea astăzi și mintea noastră a tuturor. Oare sunt nepăsător? Oare ce fac eu cu bunătatea lui Dumnezeu? Oare mă pocăiesc cu adevărat în fiecare zi? Vreau ca Dumnezeu să transforme în mine tot? Și dacă da, Dumnezeu va face. Să ne rugăm lucrul acesta. Să-L avem în fața ochilor tot timpul. Să ne sfințim. Să fim cum vrea Domnul Iisus. Și spune, nu uitați, vine Domnul Iisus, versetul 7, și va da viața veșnică celor ce, nu odată pe săptămână, duminică, restul mă duc unde vreau. Fac ce vreau. Nu, spune, celor ce prin stăruința, ceva care la un moment dat poate să fie un sacrificiu obositor, o luptă, o muncă, stăruința în bine caută slava, cinstea și nemurirea. Și vreau să citesc și versetul 10 ca să-l leg cu asta. Spune, slavă, cinste și pace va veni peste oricine face binele. Întind peste iudei, pentru că ei au primit legea, dar ei sunt mai aproape, au auzit prima dată informația, apoi peste greci. Și acum reversul spune, netaz și strântorare va veni, versetul 9, peste orice suflet omenesc care face răul. Întind peste iudeu, apoi peste grec. Versetul 8, va da mânie și urgie celor ce, din duh de gâlceavă, de ceartă, se împotrivesc adevărului din ambiție. Nu vor să asculte și preferă să asculte de nelegiuire. Și închei cu cuvintele care le-am spus. Înaintea lui Dumnezeu nu se are vedere fața omului. Haideți să fim păcăți cu Dumnezeu. Haideți să beneficiem din plin de bunătatea Lui și să ne raportăm cum trebuie la bunătatea Lui, care poate, prin Duhul Său cel Sfânt, să ne pregătească, să ne schimbe și să fim gata. Pentru că venirea lui așa de aproape. Domnul să ne ajute. Amin. Amin. Dragii mei, Pavel Apostolul negreșit se referă la sinagogile care erau în Roma. Și romanii, dacă se credeau din punct de vedere social mai superior, ar vrea să vă spun că evreii aveau același sentiment, dar din punct de vedere spiritual. Se credeau superior, dar în același timp făcând același lucru pe care le făceau romanii. Și atunci Apostolul Pavel spune, prin faptul că tu îi judeci pe ei, înaintea lui Dumnezeu nu te dezvinovățești că faci ai aceeași purtare și aceleași fapte. Oarecum istoria evreilor este istoria noastră care am venit aici și dacă ei, cei de aici care s-au născut aici, să cresc superior din punct de vedere social, poate noi din punct de vedere spiritual, într-o anumită măsură, ne credem superiori. Și poate de multe ori avem o purtare semănătoare ca evreilor din Roma, făcând aceleași fapte care le fac ei, dar condamnându-le, și cuvântul lui Dumnezeu ne spune, prin faptul că tu le condamni, nu te dezvinovățești înaintea lui Dumnezeu. Într-o paranteză și voi încheia, spunea un coleg de-a meu din America de Sud, în America de Sud are o foarte mare amploare bisericile evanghelice, dar una dintre marele greșeli care le au este că se cred superiori. Nouă atitudine de smerenie și de pioșenie și să crezi superior celorlalți și fac și lucruri pe care le facem noi. Dragii mei, dacă suntem cumva în această categorie, este vremea să ne punem viața în rânduială. Amin? Mă rog lui Dumnezeu să ne punem viața în rânduială, ca în felul acesta, cuvântul lui Dumnezeu să ne folosească pentru mântuire. Amin. Haideți să ne ridicăm în picioare, să mulțumim Domnului pentru această dimineață
și apoi să ne credințăm soarta în mâna Domnului. Să ne rugăm.